Institutul de Urologie și Transplant Renal din Cluj. În ultimii 7 ani, pacienți care veneau la institut cu bilet de trimitere de la medicul de familie erau îndrumați spre tratament la clinica privată LucMed, administrată de fiul medicului urolog Mihai Lucan. În Ungaria, Parlamentul dezbate iarăși un proiect controversat ce vizează organizațiile neguvernamentale care primesc finanțare străină și Marian Drăbulescu este singurul gimnast român calificat în finalele campionatelor europene de la Cluj. Ascultați știrile Europa FM. Circulația în condiții de iarnă pe mai multe drumuri naționale ninge în multe zone ale țării și s-a depus strat consistent de zăpadă. Sunt afectate artere din mai multe județe, ne-a declarat în această dimineață subcomisarul Adrian Creangă de la Centrul Infotrafic. Problema este că nu sunt drumuri naționale sau autostrăzi pe care circulația să fie blocată complet. În județul Harghita, restricție de tonaj 7,5 tone de pe drumul național 12A, miercuri acest comandnic a fost ridicat din pricina nisorii abundente, cât este instituit pe tronsonul Făgețel Frumoasa. Semnalăm că pe numeroase arterii rutiere din județe precum Brancea, Buzău, Dâmbovița, Brașov, Vâlcea, Gorj, Cluj, Harghita, Neamț, Prahova sau Argeș, circulația auto se desfășoară acum în condiții de iarnă. Soțim conducători auto să nu plece la drum în zonele ratate sub incidența acestor avertizări fără a avea autovehiculul echipat pentru circulația în condiții de iarnă, să adapteze în permanență viteza la condiții de drum și să nu se hazardeze în efectuarea unor manevre riscante în trafic. Compania de administrare a infrastructurii rutiere și-a trimis ieri la munte utilajele proprii aflate acum în zonele de câmpie. De asemenea, compania de asigurări că are stoc suficient de sare și clorură de calciu pentru a interveni pe drumuri. Șoferii sunt sfătuiți să-și echipeze mașinile cu anvelope de iarnă. Pe calea ferată, în județul Hunedoara, circulația feroviară pe ruta Petroșani-Simeria s-a reluat aseară târziu din cauza vântului foarte puternic. Un arbor a căzut pe calea ferată blocând circulația gabinetelor. În acest motiv, 3 trenuri au avut întârzieri. Iar traficul feroviar între Predeal și Brașov a fost întrerupt mai mult de 5 ore din cauza unui copac căzut pe liniile de înaltă tensiune. Iar la mare, tot din cauza vântului cu elevate cu putere, porturile maritime din județul Constanța, Constanța Nord, Constanța, Suda, Gigi, Mirgoa și Mangalia au fost închise. În București, doar 15% dintre asociațiile de proprietari au cerut căldură în apartamente, anunță reprezentanții Radet, primarul capitalei Gabriela Firea, cerând ministrului dezvoltării regionale să modifice legea astfel încât oprirea sau reluarea căldurii să se poată face oricând, nu doar după 3 zile consecutive cu temperaturi peste, respectiv, sub 10 grade. Capitala se află sub avertizare cu galben după o abundență și vânt până astăzi la ora 9, iar temperaturile vor continua să scadă până la pragul de îngheț, spune Gabriela Vâncile de la ANEA. Diminețile vor fi din ce în ce mai răcoroase. Dimineața zilei de vineri va veni cu o valoare în apropierea pragului de îngheț în jur de 0,1 grad, pentru ca cea mai rece dimineață să fie dimineața zilei de sâmbătă, -2,0 grade. De altfel, Administrația Națională de Meteorologie a prelungit avertizările cod galben și cod portocaliu de precipitații și vânt până mâine la ora 14. Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă în toate regiunile. Ascultăm tot. Potrivit ANM, codul portocaliu de emisiuni abundente și viscuri este valabil până în această dimineață la ora 9 în 12 județe din centrul și nordul țării. Gorj, Vâlcea, Argeș, Sibiu, Brașov, Covasna, Buzău, Harghita, Bacău, Neamț și Vrancea. Tot codul portocaliu de emisiuni va fi din această seară de la ora 18 până mâine dimineață la ora 9, cea mai mare parte a Moldovei. Iar în zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău va ninge și se va depune strat de zăpadă local consistent. Codul galben de vreme rea este valabil până mâine la ora 14 în regiunile estice și centrale, unde cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat. Iar până în această dimineață la ora 9 este valabil un cod galben de precipitații abundente și intensificări ale vântului în zona de munte, Moldova, cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv capitala, Transilvaniei și a Maramureșului, dar și în nordul Olteniei și a Dobrogei. Cantitățile de apă vor depăși 20-30 de litri pe metru pătrat. Ascultați știrile Europa FM. Propunerile de modificare a codului fiscal criticate de specialiștii din domeniu, potrivit documentului apărut pe surse, statul vrea să introducă din 2018 un impozit pe venit care ar urma să fie aplicat în funcție de un venit anual global pe gospodărie. De asemenea, atunci când vor depune la fisc declarațiile de venit, angajații își vor plăti singur impozitul pe venit pe anul anterior, întrucât angajatorii nu vor mai reține la sursă din salariul angajaților. Consultantul fiscal Gabriel Biriș, postsecretar al statului Ministerul Finanțelor, este convins că mulți români nu vor putea economisi banii necesari pentru a achita acest impozit. Oamenii
și vor cheltui. De unde vor? Se duc la cămătari să ia banii. Și mai este încă o problemă. În momentul în care noi, în legea privind evaziunea, nu avem un prag de materialitate, adică e evaziune și pentru un leu, dacă n-ai declarat. Și din definiția infracțiunii, în nou cod penal, a dispărut pericolul social ca element din definiția infracțiunii, vom avea îngănit de cătușe pe toate uneitele subiesate. Pentru că este imposibil ca oameni fără o educație, fără o mare atenție la ce scriu acolo, să completeze la perfecțiune declarațiile la devenit. În plus, statului prin ANAF îi va fi foarte greu să se asigure că toți contribuabilii și-au depus declarațiile și-au achitat impozitul pe venit. Autoritățile nu au pârghiile necesare nici pentru a urmări companiile, dar omite 7 milioane de contribuabili, adaugă Gabriel Biliș. Cum să administrezi, eu știu cât suntem firme care angajează sau societăți profesionale care angajează? Vom fi vreo 250.000. Cam cât care e diferența de costuri între a administra 250 de plătitori de impozit și 7 milioane? Are ANAF capacități informatice și capacități fizice, umane, de a face o astfel de administrare? În plus, menționează Gabriel Biliș, bugetul național va pierde sume importante fără ca proiectul să stabilească cum va fi acoperită această gaură. În momentul în care nu se mai reține impozitul, înseamnă că statul renunță la a încasa impozite și taxe în timpul anului și, practic, în timpul anului, 3% din PIB dispar de la venituri, pentru că se împing în anul următor. Cine plătește costurile finanțării? Modificarea impozitării veniturilor va fi fundamentată și definitivată după consultarea specialiștilor, transmită guvernul, ca răspuns la aceste critici. Ministerul de Finanțe va continua să analizeze și să aducă îmbunătățiri proiectului, care vor fi explicate și abia apoi aplicate, mai susține executivul într-un comunicat de presă. Un nou deces cauzat de rujeolă, este vorba despre o fetiță de 3 luni din Timiș și numărul deceselor a ajuns astfel la 22, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, iar numărul copiilor diagnosticați cu această boală se apropie de 5.000. Cele mai multe cazuri de pojeolă au fost reportate în Cluj, Severin, Timiș și Arad. Vaccinul care protejează pe cei mici de această boală nu se găsește încă în toate cabinetele medicilor de familie, însă după ce va intra în vigoare legea vaccinării, autoritățile vor fi obligate să asigure stocurile necesare. Operațiile de transplant pancreatic realizate în cadrul Institutului Clinic de Urologie și transplantele renale din Cluj-Napoca sunt legale, anunță Ministerul Sănătății, asta după ce recent chiar ministrul Florian Bodoc spunea că Institutul din Cluj a efectuat ilegal astfel de intervenții, fiindcă nu avea autorizație de la Direcția de Sănătate Publică din Cluj. Acum ministerul revine cu precizarea că institutul a fost acreditat pentru o perioadă de 5 ani printr-un ordin al Ministrului Sănătății din noiembrie 2013. Până acum, acolo au fost făcute 12 transplanturi combinate de rinichi și pancreas și 2 transplanturi de pancreas. Procurorii DICOT au făcut aseară mai multe percheziții la Institutul din Cluj. Anchetatorii au ridicat de acolo documente și aparatură electronică, dar și de la clinica privată LucMed și din locuința medicului Mihai Lucan, fostul șef al secției de transplant renal din cazul Institutului. Ce suspectau procurorii aflând de la Florentina Mihaița? Procurorii DICOT au început cercetările în acest dosar după ce luna trecută deputatul USR Emanuel Ungureanu i-a cerut ministrului Sănătății să trimită corpul de control la Institutul de Urologie și Transplant Renal din Cluj. Deputatul susține că în ultimii 7 ani, pacienți care veneau la institut cu bilet de trimitere de la medicul de familie erau îndrumați spre tratament la clinica privată LucMed, administrată de fiul medicului urolog Mihai Lucan. Până la sfârșitul lui 2016, Mihai Lucan a fost șef al secției de transplant renal din cadrul institutului și membru în Consiliul de administrație. Deputatul USR susține că Institutul de Transplant Renal din Cluj este la un pas de faliment, deoarece ar fi fost căcușat de clinica privată administrată de familia Lucan, iar vechea conducere a institutului ar fi cheltuit sume importante din programul de transplant renal pentru îngrijirea unor pacienți internați la institut prin încălcarea legii. Ministrul Sănătății Florian Bodoc anunța recent că Institutul de Urologie și Transplant Renal din Cluj a efectuat ilegal operații de transplant de pancreas, adică nu avea autorizație de la Direcția de Sănătate Publică din Cluj. În plus, verificările făcute în septembrie anul trecut ar fi scos la iveală că în august 2016 institutul avea datorii mai vechi de 90 de zile în valoare de 1,5 milioane de lei. Continuă exercițiile prin care sunt testate sistemele de avertizare în caz de urgență. În total sunt peste 7700 de sisteme de avertizare care pot fi folosite în caz de inundații, atac aerian sau chimic. Astăzi, sirenele vor suna în județele Alba, Harghita, Bihor, Bistrița, Săud, Cluj, Covasna, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Salaj și Sibiu, iar mâine exercițiul se va desfășura în județele Arad, Caraș Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinț, Olt, Teleorman, Timiș și Vâlcea. Ascultați știrile Europa FM.
Comisia Electorală Supremă din Turcia a respins cererea opoziției de anulare a referendumului, grație căruia președintele Erdogan primește puteri sporite. Principalul partid de opoziție a invocat o serie de nereguli, precum decizia Comisiei Electorale anunțată înainte de închiderea votului, de a lua în calcul și buletinele de vot fără ștampilele oficiale care dovedeau că sunt autentice. La rândul lor, observatorii internaționali au estimat că până la 2,5 milioane de voturi au fost manipulate prin neștampilarea buletinelor la toate secțiile din Turcia. Președintele Erdogan a câștigat referendumul prin extinderea puterilor prezidențiale cu 51,4% dintre voturi. El a respins vehement criticile formulate de observatorii OSCE. Partidul Republican al Poporului, principala formațiune de opoziție din Turcia, a amenințat cu retragerea din Parlament. Britanicii sunt chemați din nou la vot, la niciun an de la referendumul în care s-au pronunțat pentru ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Parlamentul a aprobat cu majoritate absolută convocarea alegerilor anticipate pe 8 iunie. Acest lucru înseamnă că actualul Parlament de la Londra va fi dizolvat pe 3 mai. Valentin Chisoceanu. 522 de parlamentari britanici au votat pentru organizarea alegerilor anticipate pe 8 iunie. Anunțul a fost primit cu urale. Doar 13 parlamentari au votat împotrivă, moment în care tabăra mulțumită de rezultat a început să râdă. Votul vine la doar o zi după ce premierul Theresa May a anunțat că vrea alegeri anticipate, astfel încât să obțină un mandat puternic pentru negocierile cu Bruxelles privind Brexitul. Theresa May crede că rezultatul acestui scrutin ar contribui la unificarea legislativului și va permite evitarea instabilității. Nu de puține ori, doamna May s-a confruntat cu criticile parlamentarilor atunci când a trebuit să ia decizii în cazul Brexit. Liderul laburiștilor, Jeremy Corbyn, a salutat și el organizarea alegerilor anticipate. Speră că în acest fel britanicii vor vota pentru un guvern laburist care să le apere interesele, deși sondajele de opinie sugerează că această variantă este extrem de improbabilă. În Ungaria, Parlamentul de la Budapesta a început să dezbată un alt proiect de lege controversat. Actul normativ este perceput drept o testare.